WSA Tour titles. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Jocurile mondiale continuă cu turneul de squash. Ne aflăm în penultima zi a acestei competiții, am ajuns în faza semifinalelor. Aici le vom vedea pe Natalie Greenham din Olanda și pe malaizianca Lui Wern. Este meciul din partea de jos a tabloului. Noi suntem George Constantinescu, vicepreședintele Asociației de Squash, Andrei Lucian, și vă invităm la aproximativ 45 de minute de sport intens. Bună ziua, dragi telespectatori! Sperăm că azi avem un meci foarte disputat. Ce putem spune despre cele două jucătoare? Lui Wern este numărul 6 mondial, iar Natalie are 35 de ani, este o sportivă extrem de experimentată. Momentan se află pe locul 9 mondial, însă în 2007 a avut cea mai bună clasare. S-a situat pe poziția a doua timp de un an și 7 luni, un record în circuitul feminin, dacă ținem cont de prezența malaiziencei Nicole David, cea mai bună jucătoare din toate timpurile, de 7 ori campioană mondială. De remarcat la Natalie că la cei 35 de ani încă poate să joace la un nivel foarte ridicat și ținând cont că este și mamă. Într-adevăr, în 2010 a născut un băiețel, Kieran, în mai, mai exact. Iată-o pe Natalie, a intrat pe teren, are și o soră, Rachel, și a jucat în această competiție, însă a pierdut în sferturi. Da, urmează prezentarea sportivei din Malaysia. În sferturi a trecut de Emma Beddoes cu scorul de 3-0, are 23 de ani, numărul 6 mondial, așa cum v-a spus Gelu puțin mai devreme. A început să practice squash-ul la doar 9 ani și se antrenează, culmea, la Academia lui Nicole David din Penang. Este un adevărat mit această Nicole David în Malaysia. Ea are 4 titluri de... 4 titluri câștigate la turneele profesioniste de squash. Dar din păcate pentru ea 2013 nu a fost un an foarte bun, doar un sfert de finală în Statele Unite. Iată, avem și run order-ul din această sesiune. Noi vom urmări doar primul meci, cel dintre Greenham și însă în această seară de la 20:30 vă așteptăm aici în direct pe Digisport pentru a urmări finala feminină. Arbitru central Junior Costa de Brazil. The left referee Carlos Rodriguez from. Vor urma 5 minute de încălzire, 2 minute și jumătate pentru fiecare parte. Așa cum am spus și ieri, turneul se desfășoară pe un teren de sticlă. Așa se practică în circuitul mondial, la marile turnee. Am avut și noi ocazia astă vară să jucăm în caravană la Brașov, București și Constanța. Gelu s-a ocupat mai mult de organizare și ne poate spune câteva cuvinte. Da, este destul de greu să organizezi un astfel de turneu cu un teren de sticlă. Necesită foarte multă logistică, ca să spun așa. Acest teren are 9 tone. Este 9 tone de sticlă și necesită 3, între
4 zile mai exact la montare și 3 zile la demontare a terenului. Deci ai nevoie de o săptămână întreagă doar ca să montezi, să demontezi terenul. Nu mai vorbim de zilele de concurs. Deci teoretic ai nevoie de o săptămână jumate ca să poți să ții un turneu. Nu mai vorbim de prețurile destul de ridicate al unui teren. Prețul unui teren nou poate să ajungă și până la 200.000 de euro. Pentru închirierea lui, prețurile variază cam undeva la 10.000 de euro per eveniment. Da, într-adevăr, s-au făcut eforturi considerabile în România pentru a juca și noi pe un teren de sticlă. Încercăm să promovăm sportul așa cum încearcă și cei din circuitul mondial, în special Rami Așur și Nicole David, care au realizat o campanie extraordinară de promovare a squash-ului pentru Jocurile Olimpice din 2020. Squash-ul a trecut de prima fază, în septembrie va avea loc votul decisiv, au rămas doar 3 sporturi. Și jucătorii din tenis, din circuitul profesionist, Federer, Agassi, Klim Kleisters, Martina Hingis și multe alte nume importante, Boris Becker, dacă mi-aduc bine aminte, au încercat să promoveze acest sport. De la noi, Tecău. Da, Horia Tecău, top 10 mondial, cel mai bun jucător al nostru de dublu. Iată, toată lumea este pro squash. Revenind la caravana pe care am avut-o, noi putem spune că a fost un eveniment de mare succes și unde l-am avut invitat pe chiar soțul lui Natalie, de altfel și câștigătorul turneului de la București. Da, este vorba de Tommy Berdan. Un jucător extraordinar care în 2002 a ajuns chiar pe locul 22 mondial, ne-a predat o lecție adevărată de squash, ne-a ajutat să promovăm acest sport și chiar ne-a făcut o invitație de a merge la el în Olanda. Are o academie și acolo pregătește mai mulți sportivi, printre care și soția sa, cu care s-a căsătorit în 2006, iar în 2008... Natalie a primit cetățenia olandeză. Acesta a fost și motivul pentru care Natalie a dorit să meargă în Olanda. A reprezentat Australia până în 2006, apoi a fost forțată să ia o pauză de 3 ani pentru a putea reprezenta altă țară. Ea joacă în circuitul mondial din 1995, un veteran al acestui sport. În 2013 o performanță notabilă, a câștigat turneul campionilor de la New York, unul dintre cele mai importante turnee din circuitul feminin. Este dublă campioană mondială pe echipe în 2002 și 2004, de 3 ori vicecampioană mondială la British Open, a disputat 4 finale de campionat mondial, este vicecampioană la Jocurile Mondiale, la ultima ediție, în 2009, învinsă de Nicole David, așadar o carte de vizită impresionantă pentru Natalie. Să vedem cum se va descurca mai tânăra sa adversară, de doar 23 de ani. Da, cele două au avut un traseu ușor până în semifinală. Natalie este cap de serie numărul 3 și a avut bai în primul tur, apoi în optimea a trecut lejer de o braziliancă, de Thaisa Serafini 3-0, iar în sferturi s-a impus în fața japonezei Kobayashi cu scorul de 3-1. Acum sunt ultimile secunde din timpul de încălzire. În curând va fi tragerea la sorți. Ce putem spune? Terenul are 9,75 m lungime și 6,40 m lățime. Nu există acoperiș la acest teren de sticlă, cel puțin pe această arenă unde se joacă. Se desfășoară în aer liber, iar sportivii
pot înălța mingea oricât de mult își, își doresc. Haideți să vedem tragerea la, la sorți. Tragerea sorți, să le explicăm telespectatorilor, se face cu racheta, se învârte și în capătul rachetei este un semn. Jucătorul își alege dacă semnul e în sus sau în jos, cine câștigă și alege dacă servește sau, sau primește. A câștigat sportiva din Malaysia, care și ea nu a avut un traseu dificil până în, până în semifinale. Favorita numărul 2 în primul tur nu a jucat, iar apoi în optimea profitare de retragerea jucătoarei din Pakistan. Iar în sferturi a trecut de Emma Beddoes, așa cum am spus, din Marea Britanie, 3-0. Sunt două jucătoare de, de top 10, așadar sperăm să avem o întâlnire foarte, foarte spectaculoasă. Vă spuneam și ieri, în squash, în general, raliurile în circuitul feminin durează undeva între 30 și 45 de secunde. Băieții depășesc un minut. Se joacă pe sistemul cel mai bun din 5 seturi. Un set se dispută până la 11. Se punctează indiferent de jucătorul care servește. Dacă se ajunge la egalitate la 10, va exista un tiebreak cu o diferență de 2 puncte. Este la fel ca în tenis de, de masă. Pentru... Exact, însă istoria acestui sport a propus mai multe sisteme de punctaj. La început s-a jucat până la 15, apoi s-a schimbat regulamentul, s-a disputat până la 9 cu schimb serviciu, însă pentru a dinamiza acest sport, organizatorii și conducătorii Federației Internaționale au decis să se joace până la 11 pe sistem 3 din 5, până la 9 se juca doar până la 3. Două din trei. Primul punct al semifinalei făcut de Natalie, care ia conducerea cu 1-0. Da, într-adevăr, vom vedea aici experiență și probabil... Oh, ce boss frumos, da, a reușit Natalie. Meciul începe bine, promițător. A văzut-o puțin pe malaysiancă, se afla în mijlocul terenului și nu a urmărit mingea. Natalie a profitat imediat și folosește din plin experiența. Este jucătoarea cea mai vârstă din, din circuit, iar acest lucru a ajutat-o în anumite momente să, să câștige turnee importante. A disputat mai puțin de 36 de finale și a câștigat de 15 ori. Are o rivalitate extraordinară cu, cu Nicole David. Probabil singura jucătoare din, din circuitul mondial care a reușit cât de cât să se ridice la nivelul acesteia. Ținând cont că Nicole are 7 titluri de campion mondial, e destul de greu să te ridici la, la acest nivel. Da, cea mai bună jucătoare din, din toate timpurile. Oricum, recordul de titlul mondial îl deține Jesher Khan, care din Pakistan, care are 8 titluri mondiale. Da, și un alt Khan, Jahakin, care deține 5 titluri. Pakistanul a dominat squash-ul în... de la începutul anilor 80 până în anul 1996. Jahangir Khan, de care ai spus, Andrei, chiar are un record care nu e foarte ușor de, de bătut. Are 5 ani de zile în care a fost neînvins, neînvins. Deci 5 ani și 8 luni, nu a pierdut niciun meci. Mai mult, la un concurs internațional a reușit să câștige concursul fără să piardă niciun punct, niciun punct. Da, ăsta da record. Un fel de Federer, ca să zic așa. Da, un Federer al squash-ului. El este acum președintele Federației Internaționale. Da, și este omul care s-a ocupat de intens de această campanie de promovare a squash-ului pentru jocurile mondiale. Fiecare continent a investit foarte mult
mai ales în acea prezentare de la Moscova, practic squash-ul a impresionat. Mai multe clipuri de promovare, vă spuneam, cu Rami Ashur și cu Nicole Davy, cei mai buni jucători din lume în acest moment, care au spus că a renunțat la toate titlurile câștigate în carieră doar pentru a fi prezenți la o ediție a Jocurilor Mondiale. Într-adevăr, această competiție reprezintă ceva special pentru fiecare sportiv. Practic, te simți împlinit în momentul în care ai participat la o ediție a Jocurilor. O reușită, întrerupt pentru o reușită foarte frumoasă a lui Natalie. Din nou un boost decisiv. Da, și dacă ai observat, malaizianca a rămas foarte mult în spate. Puțin mai în spate față de mijlocul terenului. Aici spune cuvântul experiența. Imediat se sesizează Natalie poziția în teren al adversarei și o penalizează de fiecare dată. Acum se va juca un led. Natalie s-a oprit deoarece nu a avut o poziție favorabilă. Putea să o lovească pe jucătoarea din Malaysia. Într-adevăr, acest sport este unul și de contact. După ce lovești, trebuie să eliberezi zona pentru ca adversarul tău să poată să vadă peretele din față și pentru a putea avea o poziție favorabilă de a lovi. Nu ai voie să-l obstrucționezi. Un schimb frumos de mingi. Folosește foarte mult pereții laterali Natalie. Nu mai este la fel de rapidă ca acum 7-8 ani. Un drop shot foarte frumos. Da, mingea s-a lipit de perete, probabil vom vedea acum pereluare. 5-6. Într-adevăr, era imposibil să mai returneze de acolo Natalie, oricum ajunsese destul de târziu. În squash, orice minge care atinge tușa este out, să le spunem spectatorilor. Da, sunt acele linii de sus, probabil când vom avea un cadru general se va vedea puțin mai bine, sunile de out. Linia din mijlocul peretelui principal este linia de serviciu, care se află la 1,78 m, iar linia roșie de jos, unde se află și acei sponsori, este fileul, așa cum se spune în squash. Tin, mai exact. Exact, termenul oficial. Iată din nou acel boss care creează o situație favorabilă lui Natalie, nu a atacat. O alergă foarte mult pe o plimbă, de fapt, pe tot terenul Natalie. Aici se vede experiența. Folosește, ca să spun așa, fiecare colțișor al terenului. Este foarte important. Iată din nou a lipit mingea de perete. Practic acesta este scopul în squash, reușesc să duci mingea cât mai aproape de perete. Din acea zonă adversarul este foarte greu să returneze, să-ți ofere o lovitură pe măsură și practic îți creează o situație favorabilă de atac. O spuneam și ieri, se joacă foarte mult în lung de linie. Fiecare jucător încearcă să obțină o lungime cât mai bună în speranța că adversarul nu va oferi o lovitură la fel de bună. Și la fel de important este să iei întotdeauna centrul terenului. De acolo poți să te deplasezi foarte ușor către orice direcție. Într-adevăr, de acolo controlezi jocul. Așa se întâmplă și în badminton. 9-6. 9-6 pentru Natalie, care se află la 2 puncte de câștigare a primului set. Iată din nou acel boost incredibil, cred că este al patrulea punct realizat în acest set. Dar malaizianca nu cred că a intrat suficient de bine în meci.
nu ai voie la acest nivel să faci atât de multe greșeli. Să sperăm că își va reveni. Da, sunt și sportivi care în primul set yes, let. Să vedem decizia arbitrului. Da, a fost un let. 10-6 game ball. Spuneam, sunt foarte mulți sportivi care preferă ca în primul set să se obișnuiască cu terenul, să vadă ce tactică abordează adversarul, însă acest lucru înseamnă să ai foarte multă credere, să fii foarte bine pregătit fizic, deoarece squash-ul este extrem de solicitant. Și ca să ajungi la acest nivel, trebuie să le spunem spectatorilor că trebuie să te antrenezi destul de mult, dacă nu foarte mult. Soțul lui Natalie Tomi ne povestea când a ajuns numărul 20 mondial, făcea în fiecare zi câte 3 antrenamente pe zi. 3 antrenamente timp de vreo 7-8 ani. Da, ca să ajungă la acest nivel. Da, practic trăiești doar pentru sport. Și îți petreci tot, nu tot. Da. Marea majoritatea timpului o petreci pe teren sau în sala de forță. Sau pe terenul de alergat sau la ședințele video. De adevăr, sportul de performanță necesită sacrificii, însă există și satisfacții la final. Tot surprinzător, Natalie folosește foarte mult acele lovituri scurte. A simțit-o pe Malaysian că nu este suficient de bine încălzită. Și stă Malaysian ca stă și puțin în spatele terenului și atunci Natalie profită din plin de acest lucru și câștigă primul set. Da, 11-7 din nou. Un stop la fileu, iar apoi mingea s-a lipit de perete. Iată, a ridicat acolo Malaysian ca mingea, însă Natalie a reușit un drop shot, practic un contra drop shot. Spunem telespectatorilor că squash-ul este considerat de revista Forbes cel mai sănătos sport din lume. De adevăr, consumă 1000 de calorii într-o oră pe teren, așadar dacă doriți să mai slăbiți sau să vă tonifiați musculatura, vă așteptăm la squash. Se poate practica și în România, intrați pe asociația de squash Pungro și acolo aflați mai multe amănunte. Se poate juca în București, Brașov, Constanța, Iași, Cluj, Timișoara și în foarte, foarte multe orașe. Din ce în ce mai multe orașe și la noi acest sport ia amploare. Anul acesta se vor mai deschide încă numai în București, încă 8 terenuri de squash. Da, din ce în ce mai multe cluburi, vă spuneam și ieri, în februarie, în decembrie vom avea și Federația Română de Squash. Pe 13 decembrie, pentru noi sperăm să fie o zi norocoasă. Da, sunt planuri mari cu acest sport în România. Dorim să mergem și noi la campionatele europene, la campionatele mondiale, să înființăm o academie. Există un proiect în acest sens, însă mai întâi avem nevoie de o federație și de sprijin din partea sponsorilor. Să spunem că în septembrie echipa națională a României va participa pentru prima dată la campionatele balcanice de squash. Da, este o invitație din partea prietenilor noștri din Bulgaria. Acolo vor mai fi Croația, Slovenia, Grecia, Macedonia, Bosnia. Așadar, un turneu foarte puternic. Este un început pentru acest sport în România pe plan internațional. Începe setul al doilea. Să vedem răspunsul jucătoarei din Malaysia. Da, ar trebui să-l ofere un răspuns, pentru că la 2-0 la seturi pentru Natalie îi va fi foarte, foarte greu să revină. Probabil pregătirea fizică este una la cel mai înalt nivel. Are doar 23 de ani și totuși este numărul 6 mondial. Așadar, va exista cu siguranță o reacție măcar de orgoliu.
Uitați ce picioare atletice are jucătoarea din Malaysia. Se văd orele de antrenament. Squash-ul îmbunătățește foarte mult forța musculară. Da, iată, lungimea loviturii lui Wern a început să fie puțin mai bună. Are nevoie de acest lucru pentru a controla situația. Din nou, acea lovitură a lui Nettle, lipită de geam. Parcă este o lovitură registrată, marcă registrată. Deși dropshot-ul ei nu a fost foarte jos, a fost foarte bine plasat. Da, puțin mai multă răbdare pentru malaiziancă. Natalie obligată să alerge mai mult. Da, stă mult mai bine în teren. Malaizianca a cerut legi și l-a primit din partea arbitrului. Da, Ui a început mult mai bine setul al doilea. Right. One, two. Ar fi avut, cred că, un stroke aici. Da, dar însă Natalie se afla în lateral. Putea să lovească în lung de linie Wern, însă probabil a preferat să se oprească. Considera că nu își poate face lovitura așa cum și-ar fi dorit ea. Iată, aceste stopuri sunt prea înalte. A avut noroc aici, pentru că Natalie a ajuns destul de târziu. Dacă ar fi fost puțin mai rapid, cu siguranță olandeza ar fi primit stroke și scorul ar fi fost egal. Mingea stare destul de mult, este o minge Dunlop albă cu un punct galben, o minge specială pentru acest teren de sticlă. În mod normal, pe terenurile obișnuite se joacă cu o minge Dunlop neagră cu două puncte galbene. Se va repeta mingea din nou. Se întâmplă de multe ori la squash ca punctele să se repete, deoarece, spre deosebire de celelalte sporturi, ca tenisul, badmintonul, la squash sportivii se află în același teren. Da, iar și în momentul în care unul dintre sportivi trimite mingea în mijloc sau puțin în lateral, atunci șansele ca să existe un contact între cei doi sportivi sunt destul de mari. Ia uite, mereu trebuie să-i faci loc adversarului pentru a lovi. Ești obligat să... Din nou același boost cu care Natalie văd că face foarte multe puncte. S-a acum executat mult mai bine, iată, cred că s-a oprit în Nick. Da. Nick-ul este acea lovitură când mingea cade exact la încheietura între geam și podea. Da, practic mingea nu mai sare din acea poziție. Iată, vă spuneam, lungimea loviturii lui Wern s-a schimbat, atacă mult mai bine de la fileu. Văr, o minge mult prea înaltă, trimisă de Natalie și aceasta a fost pedepsită imediat. Ala. Dar arbitru a considerat că malaizianca a lovit mingea după ce a căzut de două ori. Nu este încântată de această decizie. Cu toate că ea zâmbește. That's okay. Black ball. Da, consider că recuperarea ei a fost bună, însă arbitrul este suveran. Preciu. Până la urmă se va repeta mingea, a cerut reluare video și s-a acordat repetarea mingii. Iată, parcă suntem la un meci de badminton, puțin acum, acolo la fileu, 5-6 stopuri consecutive.
un nick shot. Din nou. Iată cât de bine a recuperat acolo Natalie. Însă lovitura lui Wern a fost fantastică. Mingea nu a sărit foarte mult, însă din încheietură a reușit să o trimită în cross. Mult mai bun jocul în setul al doilea pentru Wii. Da, puțin mai multă răbdare, folosește și mai bine înălțimea peretelui, care o ajută să aibă lungime în minge. Cred că trebuie să încerce să o alege cât mai mult pe jucătoarea din Olanda, ținând cont de diferența de vârstă. Ui ar trebui să-și ia un avantaj din tinerețea ei, ca să spun așa. Da, această Wern a fost între 2001 și 2006 a câștigat 19 titluri la juniori, cel mai important fiind cel de la Jocurile Asiei. Adevăr, este urmașa lui Nicole David în două greșeli neforțate ale lui Natalie și uia conducerea detașat cu 7-2. Vă spuneam, Wern în 2013 a câștigat două turnee importante, Open-ul Chinei, unul extrem de important în Asia, și titlul național în Malaysia. Adevăr, a profitat și de absența lui Nicole David, însă performanța sa rămâne. Pare puțin obosită Natalie. Se pare că va renunța la acest set pentru a-și rezerva energia pentru seturile următoare. Da, să vedem 8-2, probabil dacă se face 9-2 nu va mai forța, doar va încerca să-și facă o strategie pentru setul următor. Un drive foarte frumos în lung de linie al lui. 9-2. Da, iată, mingea s-a depărtat de perete, iar unghiul i s-a deschis malaizienții. Da, într-adevăr, are alt tonus Wern în acest moment. Natalie ajunge din ce în ce mai greu la mingi. Minge de set pentru jucătoarea din Malaysia. Iată, a venit totuși bine la mijloc când s-a avut racheta jos. Nu a pregătit voleul cum trebuie. Da, nici n-am mai legat Natalie la această minge. Oricum, Wern o trimisese în partea cealaltă și iată, egalitate la seturi în această semifinală de la Jocurile Mondiale. Iată cât de frumos a lovit acolo Wern. Frumoasă fentă din încheietură. Da, a simulat lovitura lung de linie, iar apoi imediat în încheietură a trimis mingea în partea cealaltă. 1-1 acum, să vedem ce ne rezervă setul al treilea. Cred că Natalie va schimba tactica, ținând cont de experiența ei, trebuie să schimbe tactica și să revine la acel joc din primul set, când o alerga foarte mult pe Wii și întotdeauna Natalie avea centrul terenului. Da, avem aici cele mai importante momente din setul secund. Acele lovituri fantastice. Uitați-vă la jucătoarea asiatică cu zâmbetul pe buze. Întotdeauna. Așa. Am văzut ceva de la Nicole. Exact, așa este și Malaysia domină sportul de rachetă în acest moment. În badminton, Lee Chong-woo este numărul 1 mondial și principalul favorit la campionatele mondiale de badminton, care vor avea loc în China în această lună. Iată, în squash, Nicole David este numărul 1. Au crescut foarte mult asiaticii. În circuitul masculin există și un jucător destul de bun, a fost și el top 10 din Malaysia, Ong Beng Hee. Este un bun prieten al unui
jucător de squash din România. Îl salutăm pe Oli. Întotdeauna jucătoarele încălzesc mingea, pentru că mingea este făcută din cauciuc și nu sare. Până nu o încălzești, nu sare. Cu cât o încălzești mai mult, mingea sare din ce în ce mai mult. Da, practic de aceasta există aceste lovituri și în timpul meciului, dacă se întrerupe un minut sau două, partida pentru eventuale discuții trebuie reîncălzită mingea. A început setul al treilea. Da, o lovitură, putem spune, puțin norocoasă pentru Nătălie. Acel cross a nimerit Nicul și nu a mai sărit. Iată, parcă a venit cu altă atitudine pe teren în acest set și serviciul a fost puțin mai puternic. Iată, și-a reglat și lungimea în minge. Foarte frumos drop shot-ul. Adevăr, stroke pentru Nathalie. Da, Marazianca se afla în fața mingii, iar Nathalie nu putea să lovească din acea zonă. Din nou folosește acele stopuri foarte bine. Nathalie o aduce în față pe Malaysiancă. Se vede experiența la Nathalie și își folosește mâna, ca să spun așa, la maximum. Duce mingea exact unde vrea ea și știe foarte bine unde să... Da, încearcă să o scoată din ritmul ei pe Wern, care în setul 2 a defilat pe teren. Iată și răspunsul malaiziencii. Răspunde mult mai bine la aceste băusturi sportiva din Malaysia, însă un drop aici shot spectaculos. Nu mai e nimic de făcut. Da, se vede experiența, a întrebat Nathalie cât este scorul, deși știa foarte bine că este 3-1. O pauză de respiro. Exact, a încercat să mai câștige câteva secunde prețioase și de ce nu să o enerveze puțin pe Wern. Sunt convins că aceasta dorește să se joace cât mai repede, să nu existe timp morți în meci. Da, nu, Nathalie a început să joace din ce în ce mai bine. Da, și-a dispărut acea siguranță a lui Wern pe care am văzut-o în setul secund. Iată, din nou se află foarte mult în spatele olandezei. A pierdut centrul terenului. Iar Nathalie face ce știe mai bine. Adică trimite mingea în toate colțurile. Trebuie să vină rapid un răspuns pentru Wern. Nu are voie să o lase pe Nathalie să se distanțeze. Da, se repetă acest punct. Iată, avem aici reluarea. Un stop înalt al lui Nathalie, însă Wern, deși a venit din spate, nu avea racheta pregătită pentru a lovi. Aceste raliuri lungi sunt în avantajul jucătoarei din Malaysia, clar. Dar însă
O văd pe Natalie foarte determinată și dispusă să alerge la fiecare minge. Iată, are foarte multă răbdare. Și construiește extraordinar punctul, așa s-a întâmplat și acum. Acel drop shot, iată, aici a deschis unghiul, a revenit malaysianca, însă mingea sa a fost prea înaltă. Orice minge pierdută, loose ball, așa se spune în squash, este terminată de un jucător de top. Foarte frumos. Natalie e la un nivel de joc foarte ridicat acum. Își folosește experiența din plin. Iată, 6-1 și la cum decurge osiță în acest set, dacă malaysianca nu va veni cu ceva special, atunci Natalie reușește acum un drop shot foarte bun. Un drop shot greu, pentru că mingea era lipită de geam, dar totuși malaysianca s-a descurcat admirabil. Iată din nou acel drop shot de pe fundul terenului și a urmat acel kill în lung de linie. Da, e clar, nu se simte foarte bine malaysianca. Iată, ajunge târziu la minge. Tot timpul parcă are o secundă în spatele adversarei sale. Are o deplasare în teren de admirat, Natalie. Iată, un schimb extraordinar. Natalie plimbă mingea pe tot terenul. Cred că va fi un let aici. Stroke. Arbitru i-a dat un stroke, cred că. Stroke for rain. Din acea poziție. Dar Natalie cred că va discuta puțin cu arbitrul, va cere explicații. Nu e mulțumită de decizie. Spune că i-a făcut destul loc pentru a lovi mingea. Arbitrul nu este de acord. Și i-a explicat că a fost între minge și peretele principal și pentru asta a pierdut punctul. Nu i-a eliberat calea lui Wei ca să lovească. Dar nu, până la urmă se repetă punctul. Iată că Natalie a cerut video 7-2. Review. Iată, sunt bune și acele discuții cu arbitrul. Nu, a avut reluare video, a cerut reluare video și arbitrul și-a schimbat decizia. Acel hokai de la tenis există oarecum și în squash. Ai voie să ceri reluare video și arbitrul schimbă decizia dacă vede pe reluare că a greșit. Cred că ar fi bun acest regulament, cred că la noi, la fotbal, la cât se ceartă. Da, se încearcă la nivel mondial introducerea unui... Chiar s-a folosit la Cupa Confederațiilor din această vară. Da, un schimb extraordinar. Se vede clasa acestei jucătoare din Olanda. Deși există o diferență de 12 ani între cele două jucătoare, pare să nu se vadă acest lucru pe teren. Și iată cum s-a invertat situația. În setul trecut, Wern a avut 8-2, acum Natalie se află la 3 puncte. De a câștiga acest set al treilea, un set extrem de important, mai ales din punct de vedere mental. Îți oferă puțină liniște pentru ceea ce urmează. Practic nu ești
nu ești obligat să riști în următorul set. Și cu siguranță la experiența lui Netelly, dacă se va simți obosită în setul 4, poate să și renunțe la el, să-și adune energia pentru setul, pentru ultimul set și asta îi dă o încredere, bănuiesc, imensă în momentul de față. Dar este deranjat Wern de acest joc al lui Netelly, special de acele drop shoturi. Iată, de fiecare dată Wern ridică prea mult mingea la fileu și de fiecare dată este penalizată. Da, nu găsește soluții. Cred că ar trebui să ia mai repede centrul terenului, să încerce 9-3. Un voleu câștigător sau niște lovituri mult mai ofensive. Da, practic o lasă pe Netelly să-și facă jocul, să dicteze ritmul. Să conducă, să... Este la discreția lui Netelly în momentul de față jocul. Da, poate aceste mici mai înalte, însă vine din nou acel boost. Este absolut incredibil ce face Netelly. A omorât-o, ca să spun așa, astăzi cu acest boost. Boost-ul este lovitura când mingea lovește întâi peretele lateral și apoi peretele principal. Da, pare descumpănit Wern, pare să nu înțeleagă ce se întâmplă. Reușește și Wii acum o fentă frumoasă din corp. A fentat din corp și apoi o scurtă lovitură din încheietură, a schimbat direcția mingii și a făcut un punct spectaculos. Absolut incredibil, nu se poate așa ceva. Cred că au fost 5 puncte în acest set cu această lovitură, două consecutive. Variază foarte mult loviturile Netelly și jucătoarele din Malaysia nu-i convine acest lucru. Dar oricum, de neînțeles cum poate să pierdă 5 puncte pe aceeași lovitură într-un set. La un moment dat, un jucător cu experiență deja pleacă înainte, simte adversarul că... Da, și dacă ai fost atent, punctul numărul 10, Netelly l-a făcut tot cu boost, iar mingea de set a fost câștigată la fel cu boost, practic la o diferență de un minut și jumătate. Da. Ori este emoționată jucătoarea din Malaysia, ori loviturile lui Netelly sunt așa de bine mascate încât chiar nu realizează ce se va întâmpla cu mingea. Da, a dispărut puțin și din zâmbetul ăla, parcă nu mai e la fel de... Oricum, squash-ul este un sport spectaculos și fair play. Jucătorii de foarte multe ori chiar ajută arbitrii și recunosc greșelile făcute, chiar dacă arbitrul nu a văzut greșeala. Da, deși sunt 5 arbitri, în mod normal, la un meci de squash și la un dat este imposibil să vezi dacă mingea a căzut sau nu de două ori. Mingea de obicei începe să se murdărească în timpul meciului și este mult mai greu de urmărit. Iată, este posibil să se rediteze finala din 2009 de la Jocurile Mondiale. Primul pas îl face Netelly, are 2-1. Nicol va juca după această întâlnire, însă la ceea ce a arătat în acest turneu pare să nu aibă probleme nici în semifinală. Este o rivalitate foarte mare între Nicol David și Netelly Greenham. S-au întâlnit de 30 de ori până acum, de 23 de ori a câștigat Nicol, de 7 ori Netelly. Haideți să vedem care va fi reacția lui Wern. În setul 2 a venit foarte bine. Să sperăm că va avea aceeași reacție.
Da, e nevoie de încredere în acest moment la malaiziancă. Cu siguranță mental, Nettle este acum la cel mai înalt nivel. Maniera în care a câștigat setul 3 îi conferă acest lucru. Nettle chiar trebuia să vină la București pentru un meci demonstrativ. Din păcate nu a putut deoarece nu a avut cu cine să lase copilul acasă și a spus că e prea dificilă deplasarea cu un copil mic. Da, e destul de greu. Ea în continuare participă în circuitul mondial. Timpul într-adevăr este o problemă pentru sportivii de performanță. Dar cine știe, poate România va ajunge peste 2 ani la campionatul European pe echipe și acolo vom avea plăcerea și onoarea să-i vedem pe acești jucători de top. Da, din nou a cerut Let Nettle. S-au ciocnit involuntar cele două sportive. Nu a eliberat zona malaiziancă după acel drop shot. Da, destul de greoaie mi se pare în momentul de față malaizianca. Nettle parcă este jucătoare de 23 de ani și cere strop și se acordă. Într-adevăr, a început foarte bun pentru Nettle, care își continuă acea serie din setul anterior. Arată o ușurință fantastică acum Nettle, parcă zboară pe teren. Iată, ajunge la orice minge. Iar malaizianca cred că a intrat puțin în panică. Da, nu mai găsește chiar nici o soluție tactică pentru a pune în dificultate pe Nettle. Da, probabil că ea se aștepta ca la un moment dat Nettle să cedeze din punct de vedere fizic, însă mie se pare că odată cu trecerea timpului Nettle joacă din ce în ce mai bine. Iată, aleargă din spate în față, ajunge la cele drop shot-uri, aceste boast-uri. Foarte frumos și Wii a reușit. Iată, își permite și o lovitură de mânci demonstrativ Nettle, dar o costă acest lucru. Foarte frumos a trecut din apărare Wii în atac și a reușit să câștige punctul. Mingea dinainte a reușit să scoată din spate cu peretele, așa denumitul back wall. O lovitură foarte frumoasă și grea de apărare. Au. Da, revenire bună pentru Wii. Trebuie să stea aproape de Nettle. Nu are voie să o lase pe olandeză să se distanțeze, pentru că lucrurile se pot complica. Trebuie să-și recâștige încrederea. Da. Da, din nou acea lovitură. Practic nu a avut răspuns pe toată durata acestei întâlniri Wern la acele drop shot-uri care se lipesc de geam. Tot încearcă să le atace sau să le ridice. Cred că ar putea să încerce și un lob de acolo, măcar în loc de linie. Da, preferă să stea în spate, să aștepte mingea în loc să ia centrul terenului și să... Da, n-am văzut niciun voleu la jucătoarea din Malaysia. Da, nu a încercat niciun moment să grăbească jocul. Iată, oferă aceste șanse lui Nettle, iar olandeza profită imediat. Dar uitați-vă la poziția jucătoarei din Malaysia. După ce pune un drop shot, ea este în spatele liniei din mijlocul terenului. Ce este prea departe. Pentru a mai putea ajunge aceste... Dar nu poți să oferi asemenea cadouri la acest nivel, mai ales unui jucător de top. Vă spuneam, Nettle a fost numărul 2 mondial timp de un an și 7 luni.
chiar dacă acum are 35 de ani, este o sportivă foarte valoroasă. Dar nu primește Wern stroke-ul, se va repeta acest punct. Nu cred că a primit nici let. Da, într-adevăr, nici let. Arbitrul a considerat că lovitura a fost foarte bună, iar Wern s-a aflat prea departe de minge. Cred că o ajungea, după mine, cred că ar fi putut ajunge mingea. Dar arbitrul este suveran. Iată, din nou ridic acel drop shot, mult, mult, prea mult. A reușit un voleu. Da. Jucătoarea foarte din bună. Malezi. Da, cred că s-a relaxat la această lovitură netă. Iată, racheta mult prea jos, oricum Wern venea din spate. Poate a intervenit și puțin oboseala. Uitați cât de transpirate sunt cele două jucătoare. Deci dacă vreți să ardeți calorii, oricând squash-ul este... O variantă foarte bună. Adică, ca să zic așa, bagi o friptură și după aia te duci o azi la squash. Squash-ul este foarte jucat și în America de către oamenii de afaceri. A fost, să zic așa, declarat cel mai iubit sport de pe Wall Street. Da, l-ați văzut și în filme, în Love Story. Scapă racheta Wii aici. În 2013 Russell Crowe a jucat squash într-un film din ce în ce mai popular pe tot globul. Da, se spune că squash te eliberează de stres, da. De aceea toți oamenii de afaceri caută să joace squash. Poți să-l practici și singur, poți să te duci să lovești mingea de perete singur, să-ți exersezi loviturile neavând neapărat nevoie de partener la antrenament. Și fiind singur poți să te relaxezi, să îți adun gândurile și să fugi la birou, la muncă. Da, mulți când văd prima oară acest sport se întreabă, e tenis la perete? E, ceva între... Da, cum vedeți, mingile țin, raliurile țin mult mai mult decât în tenis, badminton sau tenis de masă. Punctul se face mult mai greu și foarte greu se duce mingea în out, foarte greu, față de tenis sau... Da, mai ales când doi sportivi sunt foarte bine pregătiți din punct de vedere fizic. Practic... Oh, ce lovitură reușește aici! Da, Nathalie obține 6 mici de meci. Se pare că nu vom ajunge în setul decisiv și vom avea prima finalistă, Nathalie Greenham din Olanda. Da, trebuie să fie set și meci și așa se și întâmplă. Nu protestează malaizian, care cred că l-a omândat în acest set. Da, nu ar avea de ce să protesteze, a fost depășită valoric net de către Nathalie. Da, a avut o reacție în setul al doilea, pe care l-a câștigat la 2, însă din acel moment Nathalie a devenit conducătorul pe terenul de squash. Ne vom vedea în această seară la 8:30. Da, la 8:30 vom avea finala feminină. Prima sportivă care s-a calificat este Nathalie Greenham. Sperăm să o avem acolo pe Nicole David, numărul 1 mondial, și practic am putea vedea o reditare a finalei a turneului din 2009. Iată, se pare că avem și un interviu cu Nathalie. Yeah, fantastic. I came in here as a third seed, and we weren't been playing well lately in the last couple of years. So, I really wanted. Da, este fantastic. Am venit aici ca favorita numărul 3. Nu am avut un an extraordinar.
my game, more so than out the back. Însă astăzi am practicat un joc foarte bun, în special din spate. Tactics to win today. Yeah, I was being really, really nice, which I'm not usually.